Bună seara, stimați telespectatori! Ne găsim cu vești bune în fiecare zi de marți, la ora 20, și în această seară încerc să vă dau vești bune și încercăm să vorbim în continuare despre boli, cauzele bolilor, vindecarea lor și legile care stau la baza apariției acestor boli. De foarte mult timp mi-am propus să vorbesc într-o emisiune despre legile Universului. Legile Universului care sunt făcute odată cu Universul, care sunt create odată cu Pământul, odată cu tot ceea ce există, pentru că aceste legi sunt aplicabile automat, în condițiile în care tot în univers este în perfectă ordine. Și cum Dumnezeu, existența lui Dumnezeu, înseamnă voință divină, înseamnă un lucru foarte bine pus la punct în cel mai mare amănunt, și cum vedem că corpul nostru, tot ceea ce se întâmplă în universul nostru, pe pământ și peste tot în univers, unde este pace, armonie și compasiune pentru tot ceea ce este în jurul nostru, este totul minunat. Sigur că este foarte greu să vorbești despre legile Universului, pentru că foarte puțin își asumă să vorbească despre legile Universului. Și am să o fac în această seară, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că astea sunt legile care stau la baza acestui univers. Ele sunt discutate de mii de ani și sunt discutate de când există omul, pentru că omul întotdeauna și-a pus întrebări cu privire la ceea ce înseamnă modul de a veni pe pământ, modul în care încercăm și reușim să înțelegem această creație minunată a Universului. Sunt multe legi și enumerarea lor poate să ajungă până la peste 100 de legi, dar baza lor, zona din care se pleacă, este în număr de 7. Aceste 7 legi sunt legi care sunt aplicabile în tot și în toate. Sunt aplicate în fizică, în chimie, în matematică, în tot ceea ce există ca știință fixă. Sigur că atât matematica, cât și știința și tot ce s-a inventat până acum descoperă din ce în ce mai mult tot ceea ce stă la baza celor 7 legi ale Universului. Prima lege este legea mentalismului. Legea mentalismului este o lege foarte importantă, de fapt cea mai importantă lege din univers, respectiv că totul în univers este mental. De aceea cei care nu înțeleg că tot ce este în univers este mental și nu înțeleg că tot ce s-a creat în univers s-a făcut la nivel de voință divină, la nivel de gândire de Dumnezeu și la modul în care totul a fost într-o perfectă ordine. Sigur că este greu de acceptat de foarte multe ori că totul în univers este mental. Da, totul în univers este mental, totul în univers este energie. Orice există în univers este energie, 100%. Noi, ca oameni, suntem energie. Masa din fața mea este energie. Aerul este energie. Mineralele, pământul și tot ce există este energie. Totul din univers este energie. Este o energie de vibrație diferită, de consistență diferită și tot ceea ce
s-a făcut cu această energie, cu acest spirit, generează toată mișcarea în univers. Această lege este cea mai importantă și de ce este importantă? Pentru că trebuie să le spun telespectatorilor că Dumnezeu este creatorul universului, dar este și creatorul omului. Dacă tot ce este în univers este mental, asta înseamnă că noi, dacă suntem asemenea creației divine, creației lui Dumnezeu, înseamnă că și noi suntem la rândul nostru energie și creatori. Deci tot ce există în univers există la nivel de creație. Tot ce există în univers este și se reduce la unu, se reduce la divinitate, la Dumnezeu. Totul se reduce la unu, la creație și la modul în care funcționează acest univers. Dar pentru că Dumnezeu ne iubește, asta este cea mai importantă veste din această emisiune, și ne iubește necondiționat, ne-a creat pe noi ca oameni, ne-a creat pe noi ca entități, ne-a creat asemenea măreției sale și ne-a dat posibilitatea să devenim fericiți, să evoluăm înspre unirea cu Dumnezeu în așa fel încât unirea să fie foarte puternică și extrem de consistentă, indiferent cât durează acest timp până când ne unim. Din nou, o veste bună este că întotdeauna suntem în Dumnezeu. Deci chiar dacă sunt persoane, și nu vreau să judec în niciun fel persoane care nu cred și chiar neagă existența lui Dumnezeu, vreau să le spun un lucru și trebuie să înțeleagă clar și concis. Tot ce este în acest univers este Dumnezeu, tot ce este în acest univers este în Dumnezeu. Deci tot acest univers este de fapt în structura lui Dumnezeu, în tot ceea ce există. Pentru că Dumnezeu nu este o entitate cu o anumită formă. Dumnezeu este în tot și în toate. De la firul de iarbă care există, la mineral, la pământ, la tot ceea ce vedem noi ca formă, la copaci, la apă, la aer, la tot ceea ce simțim în acest univers și tot ceea ce se mișcă în acest univers, de fapt îl vedem pe Dumnezeu. Nu există o formă și nimic din acest univers care nu face parte din Dumnezeu. Foarte mult și la cursurile pe care le-am făcut, vreau să le mulțumesc încă o dată celor care au participat la cursul de duminică Karma, Destinul și Fericirea, un curs extraordinar. De fapt o să ajungem undeva la principiul 6, a legii 6, cauza și efect, și o să vorbim poate mai mult despre ceea ce înseamnă karmă, destin și fericire. Explic foarte mult la cursuri și facem clar, am făcut ceea ce înseamnă karmă pe fiecare zodie în parte, ceea ce înseamnă destin, ceea ce au de învățat fiecare și în același timp care sunt, să zic eu, dezechilibrile care pot apărea în corp, pentru că noi venim cu o anumită matematică divină în funcție de locul în care ne naștem, ora la care ne naștem, soarta la care ne naștem și ziua și luna și anul. Pentru că aceste lucruri ne creează oarecum destinul nostru, destin pe care putem să-l ducem la capăt sau nu, destin pe care putem să-l schimbăm. De fapt, asta este diferența între soartă și destin. Am și explicat-o duminică la curs. Soarta este pecetluită, ea este trasată și nu poate fi schimbată.
iar destinul poate fi schimbat în funcție de oportunitățile din viața noastră, în funcție de suma alegerilor din viața noastră, în funcție de tot ceea ce decidem noi să schimbăm în această viață. Asta este diferența dintre soartă și destin. Revenind la legea mentalismului, totul în univers este spirit, ne întoarcem și spunem, și am și repetat, că tot ce vedem în univers este de fapt în Dumnezeu. Tot ce există în univers trăiește în Dumnezeu. Și nimic și nimeni nu poate să schimbe această lege. Ea este de la început și va fi până la sfârșitul universului. Cum putem să schimbăm mental? Pentru că noi suntem asemenea lui Dumnezeu, suntem și avem scânteia divină, parte din Dumnezeu. De fapt, asta este marea taină a lui Dumnezeu. Dumnezeu sigur că evoluează în fiecare zi, în fiecare secundă, cu un nivel pe care noi nu-l putem înțelege, pentru că vedem cum evoluăm și noi în fiecare zi, în fiecare oră. Evoluăm, starea noastră de conștiință suferă modificări, tot ce există în jurul nostru suferă modificări în funcție de gândul, de vorbele și faptele noastre și în permanență noi ne făurim viitorul așa cum trăim în prezent. Un subiect foarte discutat la această oră este subiectul depresiei. Depresiei care ne creează o stare extraordinară, o stare ciudată, o stare în care nu mai putem să înțelegem realitatea din jurul nostru. Ce pot spune despre depresie, de fapt am vorbit de mai multe ori, este că clar este o îndepărtare de Dumnezeu, o îndepărtare de Creator, o îndepărtare de sinele nostru divin. Este practic o discordanță între sinele nostru divin care reprezintă pe Dumnezeu în interiorul nostru și mintea noastră. Mintea care este ego-ul din interiorul nostru, cel care își dorește să dețină controlul și să decidă în tot ceea ce înseamnă această viață. Sinele nostru știe că trebuie să evolueze, că trebuie să se gândească la suflet, că trebuie să se gândească la nemurire, că trebuie să se gândească la ceea ce urmează acum și în viitor, pe când mintea și ego-ul nostru ia hotărâri bazate pe frică, pe frustrare, pe acceptarea elementului de siguranță din acest moment. Și de foarte multe ori mintea influențează foarte, foarte mult modul nostru de a fi. Cei care reușesc să coboare foarte mult nivelul ego-ului din corp, cei care reușesc să înțeleagă că de fapt nu partea fizică este cea dominantă, nu partea materiei este cea care trebuie să decidă în corp, și oamenii care reușesc să-și înnobileze sufletul, de fapt bătălia asta se dă în inimă. Această bătălie se dă în inimă pentru că sinele nostru inferior este în zona de jos, deci de la inimă în jos, iar sinele nostru superior este de la inimă în sus. Partea de legătură între cele două, și dacă deschizi mâinile, formezi o cruce între sus și jos și realitatea de zi cu zi, Dumnezeu este crucea care vine și segmentul vertical, iar realitatea în care trăim este partea orizontală. Această bătălie se duce în inimă. Această bătălie se duce în spiritul nostru, pentru că vorbim de legea mentalului, de fapt
în inimă se duc aceste bătălii între partea materiei și partea divină, între partea în care noi trebuie să evoluăm din punct de vedere spiritual și partea în care noi trebuie să ne conservăm din punct de vedere material. De cele mai multe ori, mintea ne joacă feste. Și pot să vă dau niște exerciții în această seară în care putem să înțelegem de fapt cum putem să ținem mintea sub control. De regulă, în momentul în care vrem să luăm o anumită hotărâre, dacă timp de 17 secunde, deci nu mai mult, poate vi se pare ciudat că este atât de puțin, dar vă rog să mă credeți că este o eternitate ca să reușești să stai mental pe un singur gând sau fără niciun gând în cap. La ultimul curs am încercat să golim toate gândurile din capul nostru în așa fel încât să se facă pace interioară și în inima noastră să redevină liniștea divină, liniștea lui Dumnezeu. Dar nu este foarte simplu. Nu este deloc simplu. Nu este simplu. Faceți un exercițiu și puteți să cronometrați în momentul în care vreți să luați o anumită hotărâre. În momentul în care vreți să luați o anumită hotărâre, o să vedeți că vă apare un gând. Vă apare un gând în cap. De regulă apare în prima secundă, prima, a doua secundă. Și dacă timp de 17 secunde stăm cu același gând în cap, suntem pe o direcție corectă. De ce se face acest lucru? Pentru că dacă reușim să stăm timp de 17 secunde cu acest gând în cap, înseamnă că este un gând corect. Dacă timp de 17 secunde stăm cu același gând în cap, cu aceeași idee corectă, cinstită și care poate să aducă un beneficiu universului, o să vedeți că imediat după secunda 17, 18 și așa mai departe, ni se mai alătură cel puțin un gând la fel de înălțător pe principiul atracției primului gând, în așa fel încât el se înnobilează și pe măsură ce se înnobilează lucrează cele două gânduri în așa fel încât o să vedeți că realitatea este de altfel. Dar pentru oamenii care nu au suficientă putere de concentrare, să știți că de regulă în cele 17 secunde vin unul sau mai multe gânduri contrare cu primul gând. De ce? De regulă primul gând vine din inimă, din gândirea noastră, de la sinele nostru suprem care ne dorește să evoluăm din punct de vedere spiritual, iar celelalte gânduri care se opun primului gând vin de la mintea noastră, de la ego-ul nostru, de la ceea ce dorește să se opună sinelui divin. Noi nu putem să evoluăm din punct de vedere spiritual decât în materie, de aceea se vine la întrupare. Evoluția se face doar în unirea spiritului cu materie, respectiv venirea noastră în materie, una cu pământul, respectiv trupul nostru. Iar zona inimii este zona de legătură. Eu spun așa de foarte multe ori, căsătoria între materie și spirit este zona inimii, acolo se întâmplă. Dacă este o legătură corectă, o legătură pe principii normale și în valori de constanță normală, această comuniune este o comuniune, uitați-vă la oamenii care sunt echilibrați din punct de vedere spiritual, oamenii care reușesc să transmită un anumit mesaj din punct de vedere spiritual, sunt oameni care deja au echilibrat această zonă. Noi până acum, omenirea de 6-7 mii de ani,
de când știm evoluția umană, noi am trăit la nivel de sine inferior în dimensiunea 3, să zicem, 1, 2 și 3. În trecerea dimensiunii 4, în dimensiunea inimii sau a sufletului, este dimensiunea corectă, dimensiunea în care nu mai suntem la nivel de frică, la nivel de tensiune, la nivel de frustrare, de mânie, de furie. Nu mai suntem la acest nivel, ci totul, bătălia noastră se duce la nivelul sufletului, la nivelul în care și sinele divin aduce o mare contribuție. Sigur că lupta între aceste idei care contrazic primul nostru gând nu sunt simple. Și argumentele minții noastre de cele mai multe ori ne fac să renunțăm la anumite proiecte pe care le avem foarte bune, la anumite lucruri pe care trebuie să le facem și nu le facem din teamă, nu le facem din aceste gânduri care ne aduc argumente raționale. Dacă trăim doar rațional și dacă luăm hotărâri raționale într-o lume bazată pe teamă, pe frică, pe tot ceea ce se întâmplă în univers, pe nevoia de a fi supraviețuitori, nu vom mai reuși să evoluăm spiritual. Și atunci nu putem să mai fim fericiți. De fapt, starea noastră de fericire este fericirea sinelui nostru divin, a eu-ului din noi, a ceea ce suntem noi, a spiritului nostru, care vine la întrupare și care trebuie să evolueze în trup. Dar mintea care ne creează pe parcursul vieții tot felul de probleme și tot felul de frici care se adună de vinovății, nu ne dă voie să luăm decizii întotdeauna corecte. Și aceste decizii bazate pe frică sunt decizii foarte complicate și contrar legii divine a spiritului nostru. În momentul în care ne bazăm alegerea luată în baza materiei, în baza mentalului, în baza ego-ului nostru, clar că ne îndepărtăm de fericire. Când reușim să fim echilibrați din punct de vedere magnetic, din punct de vedere al iubirii din interiorul nostru, de fapt, iubirea este tot ce se întâmplă în această zonă a inimii, în această zonă în care totul este dominat de iubire, de dragoste. Se spune foarte frumos, și asta este o veste minunată, ori de câte ori o spunem, că tot ce este animat în univers este animat de iubire, este animat de dragoste, este animat de tot ceea ce înseamnă iubirea, începând de la iubirea sinelui, iubirea aproapelui și iubirea de Dumnezeu, care decide totul, care este mai înaltă decât toate, care vine la noi ca o voință divină, ca o voință în care totul se stabilește și totul se pune în aplicare. De fapt, dacă noi am reușit pe parcursul vieții să nu luăm hotărâri bazate pe teamă, pe frică, pe frustrare, pe alte elemente în afară de sinele nostru și de voința divină, de înalta voință divină, pentru că deasupra de sinele nostru este supra-sinele nostru, adică voința divină care este deasupra de posibilitatea sinelui nostru. Și de cele mai multe ori, când găsești cazuri foarte grele, cazuri, aș da exemplu de boli autoimune, noi putem să luăm legătura cu sinele nostru. Putem să luăm legătura cu copilul din noi, cu copilul nostru interior,
Dar de cele mai multe ori, în momentul în care întrebăm atât copilul interior, cât și sinele nostru superior despre anumită problemă, ori nu are voie să ne răspundă, ori nu are această informație, pentru că sinele nostru superior nu are toate informațiile din univers, ci are o parte din informațiile din univers, respectiv multitudinea experiențelor noastre de acum sau de altă dată, pentru că fără dar și poate venim din cer, venim la întrupare de la Dumnezeu și venim ca spirite cu o anumită vechime, cu o anumită vârstă astrală, și spiritul nostru știe această experiență pe care a trăit-o în toată existența sa. Dar mai presus de această voință există o voință divină, voința lui Dumnezeu, voința pe care noi nu știm. Spiritul nostru știe, sinele nostru divin știe care este lecția pe care noi trebuie să o învățăm în această întrupare. El știe și face tot ce este posibil, tot ce îi stă în putință, ne dă toate semnalele în vederea schimbării. În vederea schimbării noastre, ca oameni și ca evoluție pe acest pământ. Și boala este o anumită schimbare care se dorește în trupul nostru, un anumit element care ne face să înțelegem că nu suntem în direcția corectă și nu mergem la destinația promisă la întrupare, și atunci ni se dă unul din semnale. Boala este un semnal nu chiar la început. Prima dată ni se dau gânduri, vin întâmplări care ne arată că nu suntem pe destinația corectă, pe destinul nostru, dar dacă noi nu ne schimbăm în niciun fel și mergem în aceeași direcție greșită, una din posibilitățile care aduc un anumit echilibru în trupul nostru, în tot ceea ce înseamnă entitate întrupată pe acest pământ, un alt element poate să fie inclusiv boala. Iar boala este creată mental. De ce este creată mental și de ce se bazează pe această lege, cea mai importantă lege a universului? Totul este spirit, totul este mental. Pentru că în creierul nostru, prin ceea ce noi emitem în univers, și acest creier este un microcosmos, un microunivers. El este asemenea cu tot ceea ce înseamnă la scară mai mare, și pământul este un microcosmos, un microunivers. E adevărat, mult mai mare decât suntem noi. De fapt, cel mai mare computer al lumii, cel mai mare computer care există și va exista pe acest pământ, este computerul care stă pe gâtul nostru, respectiv capul nostru. El are legătură cu universul, dar nu înțelege toate semnalele de la univers. Neînțelegând toate semnalele de la univers, el procesează cam 2 miliarde de biți pe secundă. Noi nu percepem aceste semnale, dar în creierul nostru sunt foarte multe procese de orice fel de natură. Noi percepem foarte, foarte puțin din ele, în special senzații și în special modul în care gândim. În momentul în care a venit un anumit semnal în creierul nostru și în momentul în care sinele nostru divin nu este pe aceeași lungime de undă cu acest semnal, înseamnă că în creierul nostru se produce un anumit dezechilibru. Se produce un anumit dezechilibru care este corespondent cu o parte a corpului nostru. Pentru că creierul nostru
cele două emisfere și tot ceea ce reprezintă creierul nostru are legătură cu fiecare organ, cu fiecare celulă, cu fiecare atom din interiorul nostru. El este cel care reglează, el este oarecum medicul din interiorul nostru, el este cel care vindecă împreună cu divinitatea. Deci el dă semnalul care se întâmplă în corp, semnalul care vine din univers, de la vindecarea divină. Dacă noi reușim să percepem acest semnal, respectiv semnalul legii mentalismului a spiritului nostru, reușim să facem schimbarea de care avem nevoie în conștiința noastră, în tot ceea ce înseamnă gândirea noastră, logica noastră, vorbirea noastră și acțiunea, pentru că întotdeauna trebuie să trecem la acțiune dacă vrem să schimbăm ceva. Nu totul se întâmplă la nivel de gândire, ci trebuie să și înfăptuiești, să ajungi să faci această schimbare, nu numai la nivelul gândirii. La acel moment a venit semnalul, noi ne putem vindeca. De fapt, aici este marea taină pe care eu vreau să o transmit tuturor telespectatorilor, că tot ce este boală care vine mental pe noi se poate vindeca. Se poate vindeca întorcând acest element care a intrat în interiorul nostru, acest duh. Pentru că boala este un duh, este o entitate care vine pe noi, care are permisiunea să vină pe noi, pentru că o să ajungem și la principiul vibrației, care este una din legile universale. Dacă noi avem o vibrație scăzută, datorită modului în care noi trăim pe pământ, și această vibrație este corespondentă cu entitatea, cu duhul care are această boală, care duce această boală, are permisiunea să vină. De fapt, totul este permis în univers, în așa fel încât să se creeze ordine în univers. Și cu siguranță noi, în momentul în care venim pe acest pământ, avem și anumite lucruri de plătit. Pentru că de acolo de unde venim și unde suntem la întrupare, venim pentru a evolua, venim la școală, venim și ne asumăm anumite greșeli pe care le-am făcut altădată, la care se adaugă, așa cum în creștin ortodoxie se vorbește despre păcatul strămoșesc, se adaugă și această karmă de neam. Acest element care se adaugă este un bonus care ni se dă la întrupare. Și dacă stai să te uiți cu atenție ce boli se întâmplă și mai ales la bolile foarte grave, poți să-ți dai seama de ce se duce din generație în generație. Nu este neapărat de genă. Nu este neapărat că se transmite din punct de vedere fizic. Se transmite din punct de vedere mental. Deci o boală și un anumit dezechilibru creat de către cineva într-un anumit timp din neamul nostru, se transferă automat pe noi. Dacă persoana respectivă nu reușește să aducă universul în echilibru, cineva din generația următoare va trebui să o facă. O va face printr-o stare de fericire sau o va face printr-o stare de suferință. Suferința nu este o stare normală a universului, a spiritului nostru, a inimii noastre și nici măcar a trupului nostru. Este o stare de îndepărtare de divinitate, de îndepărtare de la legile universului și este o stare care ne aduce acest dezechilibru pentru a înțelege că trebuie să ne schimbăm. Iar această stare trebuie odată pentru totdeauna să o aducem într-o lege care
la un anumit moment, dar nu o să discutăm în această emisiune, se numește legea grației, legea în care echilibru deja a venit, echilibru există în univers, persoana respectivă înțelege de fapt cum stă acest univers, ce trebuie să facă pentru a fi în corespondență cu universul, pentru a decide să schimbe tot și toate în comportament. Spiritul nostru, dacă nu reușește să impună acest trend de schimbare, intră într-o stare de depresie, într-o stare de suferință, de fapt trupul nostru, și noi ne simțim într-o asemenea stare. Este greu la un anumit moment să tratezi persoane de depresie, persoane de anxietate, persoane care nu au credință. Este destul de dificil, nu este imposibil. Deci recomand oricine, aveți numărul de telefon pentru orice fel de problemă, de orice fel de natură, la orice fel de boală, apelați la numărul de telefon aflat pe ecran. Toate bolile sunt mentale, toate pot fi vindecate, dar cele care vin autoimune și care fac parte din soarta noastră și a strămoșilor noștri, foarte greu pot fi readuse la un anumit nivel. Și aș da exemplu aici de boli autoimune, de anumite veniri pe pământ, și mă uit la copiii care din ce în ce mai des vin, copii autiști, copii deosebiți, copii care nu se pot acomoda cu această planetă, ei trăiesc practic într-un univers paralel, au un anumit grad de înțelegere, dar este foarte redus, un anumit grad de percepție care este foarte redus, capacități extraordinare pe frecvența lor, ei sunt geniali. Copiii autiști sunt geniali pe frecvența în care ei lucrează, dar sigur că nu au capacitate să înțeleagă tot universul din exteriorul lor. Și eu, în general, la asemenea boli, reușesc să duc părinții la un anumit nivel de conștiință, la un anumit nivel de înțelegere, în așa fel încât ei să poată să-și trateze singuri copiii. Cu cele două elemente pe care eu le recomand întotdeauna, cu iubire, cu compasiune și cu lumină. Pentru că sunt elementele care schimbă. Deci lumina și iubirea schimbă tot în univers. Sunt cele două părți ale universului care schimbă absolut tot, inclusiv suferința. Deci iubirea și lumina schimbă suferința în fericire. Schimbă suferința în înțelegere, în compasiune, în iluminare. Pentru că iluminarea noastră ca și ființe, înălțarea noastră acolo unde trebuie să fim din punct de vedere evolutiv, este foarte importantă. Iată că am vorbit despre această lege a spiritului, această lege mentală, foarte mult timp, și sigur că aș putea să vorbesc mai multe emisiuni doar de această lege, dar o să trecem la legea următoare, legea a doua, ca importanță. De fapt, toate sunt importante, dar sunt într-o anumită ordine. Legea corespondenței. Deci a doua lege ca și importanță, ca și enumerare, după legea mentalului, legea mentalismului, legea spiritului, legea energiei, legea a totului, legea unului, este legea corespondenței. Legea corespondenței care ne arată și ne spune foarte frumos. De fapt, și în rugăciunea Tatăl nostru se spune că
Așa cum este în cer, așa este și pe pământ. Așa cum este sus, așa este și jos. De fapt, ăsta este principiul legii corespondenței și principiul în care totul cum este în cer, așa este și pe pământ. Totul cum este în interior, așa este și în exterior. Acest principiu este un principiu care, dacă este înțeles, el demonstrează foarte mult ce se întâmplă în universul nostru, ce se întâmplă, de fapt, în exteriorul nostru, în universul nostru. Dacă înțelegem că tot ceea ce este în cer se aplică și pe pământ, dar tot ceea ce este pe pământ se aplică și în cer, de fapt înțelegem că totul este într-o perfectă ordine. Așa cum Dumnezeu este format din trei părți și știm de Sfânta Treime, respectiv Dumnezeu Creatorul, voința supremă, creația supremă, tot în toate. A doua formă în creștin ortodoxie ni se spune foarte clar că este Iisus Hristos, care reprezintă iubirea și cuvântul. Deci tot ce a făcut Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, când a venit și ne-a dat legile divine, a făcut-o prin iubire și prin cuvânt. El este cel care a transmis prin cuvânt totul. El n-a adus niciun război, n-a adus nicio luptă cu nimeni, el pur și simplu a transmis prin iubire absolut tot și toate. Și a arătat, Dumnezeu fiind, a arătat și a acceptat ceea ce este destul de greu de înțeles, a acceptat să vină să ne dea o pildă nouă oamenilor, cum poți să te ridici, să te înalți ca să fii Fiul de Dumnezeu împlinit. De fapt, Iisus Hristos este Fiul de Dumnezeu, dar este un Fiul de Dumnezeu împlinit, care a ajuns și este din vechimea creației, este din Dumnezeu și făcut din Dumnezeu cu o vechime foarte mare. Noi cu siguranță nu avem aceeași vechime și trebuie să înțelegem că putem să evoluăm, să ajungem și noi și vom ajunge la o anumită distanță în timp, nu știm care va fi aceea, poate să fie chiar miliarde de ani sau Dumnezeu știe. Deci această corespondență ne o face și Iisus Hristos. Și aceea, cea de-a treia zonă din Sfânta Treime, cel care însuflețește totul, este Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care mai este denumit, cel puțin în catolicism, Spiritul Sfânt. Deci El este Spiritul lui Dumnezeu care însuflețește tot și toate, care dă viață tuturor. Și cel mai frumos este în momentul în care, și se întâmplă în zona creștină, tot se bazează pe chemarea Duhului Sfânt. Când sfințești o casă, când sfințești apa care nu se strică niciodată, când faci fel și fel de lucruri, practic se cheamă Duhul Sfânt, care este de Dumnezeu purtător, se sfințește și acolo este și Dumnezeu. Clar că pe acest principiu al corespondenței, Dumnezeu este trei, Tată, Fiu și Duhul Sfânt, Creator, iubire și adevăr și spirit, la fel este și corpul uman.
pe principiul legii corespondenței care se aplică oriunde în univers. Deci omul care este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este format din trei părți. Sigur că ni se spune de foarte multe ori că suntem doar două părți, respectiv trup și suflet. Nu vreau să judec în niciun fel, peste tot, din ce în ce mai mult, se acceptă, inclusiv în creștinism, inclusiv în toate celelalte zone, că de fapt corpul uman este format din trei. Unii spun că trup, suflet și spirit, alții spun trup, minte și inimă. Indiferent cum îl denumesc, toți dețin o parte a adevărului, pentru că fiecare om, fiecare formă de energie din acest univers, deci un fir de praf a acestui univers, deține o parte din adevăr. Asta este vestea bună. Și noi ca oameni deținem o parte a adevărului, cea a conștiinței noastre evolutive, a conștiinței noastre ca oameni, a conștiinței noastre ca scânteie divină din Dumnezeu. Și această conștiință tinde să evolueze. Deci în această trinitate din interiorul nostru, din tot ceea ce există, omul ca entitate, interacționează cu divinitatea supremă, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu unul, pentru că El este Sfânta Treime, dar toate sunt unul până la urmă. Și funcționează și cu unul nostru, cu noi ca și ființă. Și eu chiar aș vrea să fac un apel. Dacă vrem ca oamenii să fie din ce în ce mai fericiți, trei lucruri cel puțin trebuie să-și dea mâna foarte rapid, în așa fel încât să ne dedicăm omului, fericirii omului și găsirii soluției pentru fericire, pentru iubire. Și am mai spus foarte clar, dacă ar exista iubire pe pământ, nicio persoană n-ar putea să fie în suferință. Nu poți ca 1, 2, 3% din bogații lumii care au acumulat extrem de multă materie de bogății pe toate planurile să vadă suferință și să nu acționeze niciun fel. Pentru că pe medie, dacă faci o medie, ar trebui să fie toată lumea bine. Dar unii mor de foame, alții într-un anumit fel și alții au și nu reușesc să dăruiască. Nu știu care vor fi mai câștigați în timp. Cei care au și care nu dăruiesc sau cei care suferă la acest moment și își asumă această suferință, pentru că de foarte multe ori, datorită unor zone, nici nu prea ai cum să o schimbi. De aceea depinde locul în care te naști, de fapt soarta, locul, părinții, educația și drumul pe care trebuie să-l parcurgi în această viață. Și aceste lucruri trebuie să se schimbe ușor, ușor, pentru că altfel omenirea nu va mai fi fericită. Deci am enunțat două din cele șapte principii de bază ale Universului. O să luăm o scurtă pauză publicitară și o să revenim cu celelalte cinci legi care sunt legi ale Universului pentru a înțelege oamenii cu adevărat care este menirea, ce legi trebuie să respecte pentru a fi în echilibru, pentru a fi în lumină, pentru a fi în adevăr și pentru a fi fericiți. Nu plecați din fața televizoarelor, revenim imediat.